prietena noastră, Sheila Suniga Fuentes. Bună, Sheila! Bună dimineața! Ai adus canicula din Cuba? Da, așa este. Și în haine, uite, și în haine port căldură. Păi și trebuie să facem sport în perioada asta, da. Chiar dacă e foarte cald afară. Așa este. Putem face acasă, de exemplu, cu noi. Exact. La Vorbește Lumea. Haideți, faceți și voi acasă sport cu noi. Ce antrenament facem asta? Facem antrenament pentru picioare. Să tonifiam picioare. Ce zici? Facem câte exerciții pot să-mi dai? Dacă cooperezi tu, dacă putem cooperezi face... eu, nu mă distruge, te rog, nu mă distruge astăzi, că vine colegul nostru Mihai Dedu și te asigurăm la mulți ani. Nu, eu aș vrea să facem 5, dacă ești tu un elev ascultător. Sunt un elev ascultător, clasa. Da, hai mă, ține cu el. Da, este, da, este șurupea. Haideți, 5 exerciții cu Sheila Suniga Fuentes și facem picioare frumoase pentru o vară superbă. Așa este, deci... Ia, te rog, un kilogram pe care te-am adus ție. Orice kilogram din ăsta? Un kilogram. Un kilogram, hai, un kilogram. Grele. Deci, pentru primul, asta îl putem face și cu stepper și fără stepper. Eu am adus stepper ca să fie un pic mai complicat, dar acasă îl putem face fără stepper, așeași variantă. Ia, deci, să vedem. Vom urca pe stepper și vom urca cu picioarele îndepărtate, la distanță pe care avem pe bazin, da? Da. Și vom avea un pas în spate. Ce este important, nu aducem genunchii înăuntru, nu aducem varful de la picior înăuntru, deci cu drepte. Degete de la picior aliniate cu genunchi, da? Și avem un pas în spate, ușor, nu te grabi. Așa, ai urcat și facem o genuflexiune. Ai înțeles? Ok. Și după aia cu același picior în spate? Da. Vom face cu un singur picior, 12 repetari. Da? Dacă vrei la început, poți să faci o pauză înainte să fac genul. Deci, înainte să fac... La început, ca să te obișnuiești cu mișcarea, da? Dai un pas în spate, te oprești și atunci după aceea faci o genuflexiune. Bine, după ce te-ai obișnuit... Faci dintr-o bucată, nu? Faci dintr-o bucată, și cum faci dintr-o bucată? Da? Deci, ai... 1... 2... 1. Mam. Șuru, ce mândră sunt de tine azi. Doamne. Asta zic. Cum se zice mândră în spaniolă? Orgullosa. Dar uite-te că tu nu ai degete de la picior. Când covor în fandar, trebuie să ai degete de la picior aliniat cu genunchi. Da? Așa. 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 Și deschide. Bravo, Șuru. Șuru. Așa. Perfect. E muy orgullosa de mí. Estoy orgullosa de ti. Da? Asta este primul. Bun. Câte exerciții, câte repetări? 12 pe fiecare picior, 3 serie, da? Se simte că se încinge picior. Se simte, așa este. Deci, următorul, facem așa. La fel, pentru început, marcăm pasul, da? Deci, urcăm pe stepper, la fel, putem să-l facem și cu stepper și fără stepper, da? Bine. Și avem un picior lateral și avem 1, 2, ai urcat, covor, 1, 2. Nu ridicăm calcaiul. Deschid nu ridicăm calcaiul. Calcaiul care e pe stepper, nu ridicăm nici ele la... Ok. După ce te-ai obișnuit, ready? Da. Deci, avem 1, 2, 1, 2. Bravo. Bun. Ai văzut? Nu ridicăm calcaiul. Nu ridicăm calcaiul. Ai înțeles? Frumos, al doilea exercițiu. Ești deci azi? Te pune în mișcare și dacă le faci așa, faci un pic de cardio, nu? Da. De asta am zis. Putem începe ușor, de exemplu, putem face prima serie. Și încet, ca să te obișnuiești și să nu ne accidentăm și după aceea ne mișcăm un pic mai repede. Ești pregătit pentru următor? Nu. Ce părere despre faptul că mi-am pierdut deja suflul? Șuru, eu aici încerc să o ajut pe oameni de acasă, da, să aibă picioare frumoase. Tu nu ții pasul. Haide. Deci, pentru următorul, o aducem în general în viața asta e problema mea. Nu țin pasul, exact. Poftim? Ok. Deci, ia să vedem. Pentru următorul, vreau să ținem discul. Putem folosi o gantera, putem folosi o sticluță de apă sau pur și simplu nimic. 2,5 are discul ăsta, ca să știți ce greutate să luați. Deci, și coboram în genul. Da? Important aici să avem spatele drept, nu aducem genunchii înăuntru, varfuri ligeri spre exterior, da, pieptul ridicat și frumos și avem 1, covor, 2. Bun, hai să te văd. Deschid un pic picioarele, șur. Ușor, nu te grăbi. Mai mult de atât? Mai dacă e mai ușor pentru tine. Așa. Ok, hai, coboara. Ușor, vezi? Coboara, așa. Bun, bravo. Vezi că e greu.
Nu e așa ușor, așa este. Nu e deloc așa ușor, ăsta a fost al treilea. Da, pentru următorul, ia te rog ganterele. Da. Și e un pic și de coordonare asta. Hai. Deci, punem ganterele aici. Și avem, coborăm între genuflexiuni. 1, covor, covor, covor. Ah, întâi dai cu genunchiul. Da. După aia tot genunchi. Și vezi că băgam și un pic de abdomen aici. După aia picior. Exact. Deci, picior. Coboram, rotești, covor, rotești, covor, sus, covor, sus. Ai, ai, ai. Ce zici? Mui dificil. Mui dificil. Ultimul exercițiu? Da. Pentru ultimul, da, vom porni cronometru. Dacă facem 3 serie, da, eu aș recomanda să pornim, de exemplu, cu 30 de secunde, da, sau 15 secunde și vom crește în funcție de cât de pregătit ne simțim. Da. Înțelegi? Deci. Bine. Și cu chestia asta trebuie să faci... O, da. Nu te speria, că nu faci mișcare mult. Hai, recuperează. Poți să-l fac pe fotoliu pe ăsta? Hai. Deci, ne pregătim. Hai, da, arată oameni de acasă că ești pregătit. Că sunt pregătit oameni de acasă. Deschid un pic picioarele, că vom cobora în genul și vă recomand să pornim cronometru și vom rămâne în poziția de isometria. Pentru început, să zicem, 15 secunde. Hai, 5. Hai, ready? Ce-și 5 uru? 7 secunde negociez. Ține spatele drept. Nu ce negociezi tu? Că tu ești bărbat, nu negociezi nimic. Deci, aici, cobori. Și rămâi aici. Și aici stăm. Coboară fiorul. Coboară mai mult. Așa, mai. Baia. Așa. Și? Ce acum părere? Ce fac? Acum stai acolo. E și cu maneza, deci acum stai acolo. Bravo, Sheila. Îmi dați voie să mă ridic, doamna Sheila. Da, poftim. Oh, gata, mulțumim frumos. Cu plăcere. Sheila Zuniga Fuentes, o găsiți și pe Instagram, se scrie cu Z, Zuniga, dacă vă interesează să căutați exact.